Добре, Марк, бună ziua! Бună ziua! Бună ziua! Як тели Триану? Триану și ела frumos, care grăiește lumea. Foarte frumos, uite, acum se vede într-adevăr că e calitatea europeană, uite. Și ce, ia să-ți grăiesc, și ce. Adică am să-ți grăiesc. Înțelegi, crasca e sovietică? Aha. Și i-a pus deasupra la rugină și nu zgârie și se vede. Cum adică deasupra la rugină? Păi dar nu trebuia să fie reînnoit? Așa trebuie și înscris. Da, în viață, ca și da, o crască deasupra, zăvieți că s-a rugina și fereu. Cum adică, domnule, dar de unde, eu nu înțeleg, de unde e forma asta așa frumoasă, lungă? Mai în scurt, mașinistul a vopsit trenul și s-a dus să facă vreo două cruguri să suși crasca. Da? Și că încolo, când a frânat, înțelegi, crasca s-a întins și s-a uscat. Da, păcat. Și de dat căcat. Păcat, am spus, domnule. Mă scuzați, nu s-aude că eu acolo, știi cum motoarele este puternic și tare, am asurzit, am nici nu... Știu că trebuie să schimbate. Înțeleg că motoarele astea sunt vechi. Dar nu sunt vechi, pizd***, ce-s de vechi. Eu îmi cer scuze, dar v-aș ruga fără de rusisme. Извините. Motoarele sunt vechi în chelerăță că-i... Sună bine, în schimb. Da, e că și drept, e drept. Sună. O să cumpărăm noi motoare, dar un pic mai târziu. Un pic mai târziu o să trebuia să cumpărați motoare, dar am și cu trenuri. Da? Da. Am înțeles că aveți Wi-Fi. Avem, dar nu umblăm noi la dânsul. Cum adică? Păi de el trebuie neapărat să lucreze. Dar nu mă văd eu la dânsul, mai bat tocul. Wi-Fi e o tehnologie total diferită. Ce vorbiți? Care să bată? Uitați-vă aici. Eu v-am spus, este Wi-Fi sovietski. El când timpul a fost făcut, a făcut concret, a făcut străslească de activări. Am înțeles. Bine, cât o să coste drumul, iată, de exemplu, până la Ochnița? 27 de lei 50 de bani. Asta în cazul în care nu o să oprească poliția rutieră pentru cei care stau în picioare, da? Dar ce are poliția rutieră cu treaba asta? Cum adică ce are poliția rutieră? Voi și nu știți că poliția noastră rutieră are de tăti. Bun, dar dacă și numai se dea ce-i mistap, atunci tot asmărim prietul la bilet ca la marșrutcă. Ca la rutier, să luăm maxi-taxi. Nici o diferență, Filat, Lupu, Voronin, toți sunteți la ulau, tot una, tătăi. Vreau să spun și mai ies pe aici. Condiționer avem. Aer condiționat? Da, condiționat. Și ai de condiționat că se prinde numai când deschizi fereastră. Da, bună condiție. Am înțeles. Atunci ce se primește cu trenul ăsta nostru? Dar și ați vărât banii întâi ce vreți în afară de tren. Dar de ce? Eu cred că voi glumiți. Asta nu ai crezut că voi glumiți când ați mărit marșucile la 5 lei. Dar dacă voi nu glumiți, noi tot nu glumim. E ca așa să facă ataism. Dar stați un pic, dar nu vreau.